Astăzi merg mai departe cu sunetele făcute de păsări de curte sau poți să le mai spui păsări de casă și o să mergem la următoarea pasăre. Daffy sau cum e din desene animate? Donald Duck? <laughs> În română, avem cuvântul rață. O rață, două rațe, rațele, rațelor, nu-i așa, cred că e la genitiv ăsta, sau și dativ, mi se pare. Um, rața e cum ar veni femela, un rățoi, rățoiul este masculul, și bebelușul sau copilul sau puiul. Corect este să spui pui, se numește rățușcă. O rățușcă sau un pui de rață, poți să-i mai spui. Poți să-i mai spui și boboc de rață. Un boboc de rață. Un pui de rață sau o rățușcă. Repet, o rățușcă. Este diminutiv, nu? O femelă se folosește în general pentru animale, îi spui o femelă, și un mascul când vorbești de animale, păsări care sunt de gen masculin. Cum face rața în limba română? Ok, o să încerc să imit rața, pregătiți-vă! Mac-mac! Mac, 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 mac. E și puțin nazal. Nazal înseamnă că folosești nasul. Așa face rața în limba română. Și așa fac și rățuștele și și rățoiul. Dar cred că mai mult femelele vorbesc destul de mult. Mă rog, vorbesc. Ele mă căie. Am... Trebuie să mă gândesc puțin. Cum îi spune limba română Camelia? Da, 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 a, a măcăi, rațele măcăie. Cred că există și verbul măcăi, nu sunt sigură, dar eu nu folosesc aproape deloc acest verb, dar există în limba română și se spune măcăială, măcăiește, că măcăie, na, da, mai multe forme. Ok? Așa fac rațele în limba română, ele măcăie și fac mac-mac, așa fac ele. Uh, acum, câteva informații legate de rațe, nu vor fi foarte multe, ele trăiesc undeva între 5 și 8 ani și sunt omnivore, adică mănâncă de, mănâncă insecte, semințe, ce mai mănâncă? Cred că și omizi, omidă, știți că e chestia aia care vine din pământ. Așa? Mănâncă mai multe rațele astea. Pardon. Și ce știu să vă spun este că um, au o chestie specială penele. Penele sunt foarte speciale. Au un penaj, da? Penaj îi spune dacă vorbim de pene. Și știu că are, au un penaj impermeabil. Impermeabil. Impermeabil înseamnă că nu intră apa înăuntru. Este interesant pentru că se știe că rațelor le place în apă. Le place să se scalde. E ca și cum mai spune că fac baie. Dar corect este să spui că se scaldă. Ce fac? Se scaldă. Da? Le place mult în apă. Interesant. Și penele astea au o proprietate, cred că e o chestie care ține de. Nu, no, acum nu sunt specialist. Grasime oare să fie? În fine, nu o să intru pe detalii foarte tehnice, dar e interesant. Există rațe domestice. Și rațe sălbatice. Rațele domestice sunt cele care le avem lângă casa omului. Deci sunt păsări de casă, sunt albe, cu penaj alb, pene albe, cred că au și un pic de roșu sau așa ceva. Așa. Și uh, rațele domestice care sunt mai colorate. Rațele domestice. Ce? Deci nu alea să. Oh, sălbatice, am spus sălbatice. Hmm. Deci, rațe domestice, rațe sălbatice. Alea sălbatice sunt alea care nu stau pe lângă casa omului. Sunt sălbatice. Trăiesc separate, cum ar veni de curtea omului, de curte, de grădină. Rațele domestice. Astia. Se, po se mănâncă carne de rață. Deci se pot ține carne de rață. Se pot ține rațe, se pot ține rațe pentru carne și pentru ouă. Ouăle de rațe sunt mai mari decât ouăle de găină. Dacă o raț, dacă un ou de găină are 50 de grame, oul de rață are 70 de grame. Um, are mai multe proteine, cred că și carbohidra... Ba nu, ce mai are să nu spun prostii? Colesterol, mult mai mare, de trei ori mai mare colesterolul Oului, oh. necessary... doamne, e greu cuvântul ăsta pentru toată lumea. <menus clones> oului sau ouălor, ouălelor, nu știu cum îi spune română, față de ouăle de găină. Ouăle, da, cred că așa zice. Um, și sunt mai mari, nu? Și atunci au mai puțin uh, lichid decât ouăle de găină. Ok? Și se pot prepara exact cum se pot prepara și ouăle de găină. Le poți fierbe, le poți prăji, le poți face, le poți folosi pentru prăjituri, torturi. A prăji, a prăji. Când prăjești ouă, ai nevoie de o tigaie, o pui pe foc, pe aragaz, pui ulei în tigaie și prăjești ouăle. Ouăle se pot face ochiuri. Ce înseamnă ochiuri um, e atunci când prăjești niște ouă în ulei. Ok? Ce să vă mai spun despre rațe? Um, Cam asta este. Aici mă opresc. Vă urez o zi minunată în continuare, și nu uitați cum face rața în limba română. Mac-mac! Numai bine!